Bun găsit! Spun surse politice că ar fi și social-democrați care ar fi semnat această moțiune de cenzură, 4 la număr. Unul dintre ei este Emmanuel Savin, fostul senator al PSD, care săptămâna trecută știm foarte bine că și-a dat demisia din partid. A fost anunțat chiar la Senat acest lucru de către domnul Savin Emmanuel și spun surse politice că acesta ar fi semnat moțiunea de cenzură. Nu ar fi singurul social-democrat care ar fi făcut acest lucru. Ei bine, calculele arată în felul următor. În acest moment, cei din opoziție ar avea undeva în jurul la 240 de semnături, adică suficiente cât să treacă această moțiune de cenzură, în contextul în care ea ar urma să fie depusă în Parlament mâine sau cel târziu miercuri, pentru că nu s-au decis încă liberalii ziua în care va fi depusă această moțiune. Cert este că până miercuri va fi depusă moțiunea de cenzură și sunt foarte încrezători în faptul că de data aceasta va trece această moțiune. Ne amintim, nu este prima încercare de dărâmare a executivului condus de Viorica Dăncilă, însă de cealaltă parte, socialdemocrații susțin că nu există nicio șansă ca moțiunea să treacă, deși Marcel Ciolacu spunea în urmă cu câteva zile că a înțeles și că a auzit că sunt socialdemocrați care ar fi semnat această moțiune de cenzură, însă nu l-ar fi contactat pe Ludovic Orban să îl întrebe cine sunt aceștia. Așadar, vom vedea în aceste zile când va fi exact moțiunea depusă, dacă mâine sau pui mâine, și rămâne de văzut și în cât timp va fi votul în Parlament, pentru că este foarte posibil ca votul pentru această moțiune să se dea fix în prima săptămână de campanie electorală, așadar destul de greu de adunat parlamentarii în acele zile în plenul reunit al Parlamentului. Vom vedea până la urmă dacă vor reuși liberalii să-i convingă pe toți să voteze moțiunea. Mulțumesc foarte mult!